Candidații care nu au reușit să promoveze examenul în sesiunea din iulie sau în sesiunile din anii anteriori se pot înscrie începând de marți pentru a susține din nou bacalaureatul. În perioada 11-14 iulie se realizează înscrierea candidaților pentru a doua sesiune de bacalaureat cu un supliment în data de 27 iulie pentru absolvenții clasei a 12-a care au promovat examene de corigență. Ca o noutate absolută, examenul va începe cu probele scrise. Astfel, sesiunea de toamnă a examenului debutează pe 21 august cu proba scrisă la limba și literatura română. În intervalul 21-24 august, probele scrise și apoi în 25-31 august, probele de evaluare a competențelor lingvistice, limba română, limbi străine și competențe digitale. Examenul se încheie pe 30-31 august, când este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. În 1 septembrie, până la ora 16, vor fi afișate rezultatele, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceea zi între orele 16-20. În perioada 2-5 septembrie vor fi soluționate contestațiile, rezultatele finale urmând să fie afișate în data de 6 septembrie.